Locuitorii unui orășel din Anglia se plâng că nu pot ieși din case din cauza drumurilor blocate. Șoferii din Maidstone au fost afectați din cauza faptului că străzile au fost blocate în jurul centrului orașului. Navetiștii furioși s-au plâns pe Facebook de blocajele din trafic. Mai mult, unii localnici au rămas blocați în case din cauza aglomerației de lângă loc Meadow, conform Mirror. Oamenii cer să fie luate măsuri pentru a fi rezolvată această problemă care durează de ceva timp. S-au format cozi de-a lungul drumurilor, iar rezidenții care locuiau în ansamblurile din apropiere au fost blocați în case. Este coadă până la apartamente din nou, nu putem ieși. Este o glumă, acum sunt blocat din nou pentru toată ziua, a declarat un rezident. Alții au catalogat traficul drept un iad absolut. Mai multe persoane au depus plângeri la Consiliul Județean Kent pentru rezolvarea acestor probleme. Autoritățile susțin că aglomerația din oraș este cauzată de restaurantul McDonald's din zonă, relatează știrile ProTV.ro.